Copiii de la școlile generale și grădinițele din municipiu s-au întâlnit ieri în sala mică a Casei Municipale de Cultură pentru a sărbători Ziua Mondială a Apei. Cu această ocazie, copiii au primit și premii pentru creațiile artistice pe care le-au realizat în cadrul concursului Prietenii Apei. Evenimentul a fost organizat de Societatea Apă Canal Sibiu și Primăria Municipiului Făgăraș. Timp de mai bine de o lună, copiii din toate școlile și grădinițele din Făgăraș au avut posibilitatea să devină prieteni ai apei. Totul în cadrul concursului Prietenii Apei, organizat pentru prima dată în Făgăraș de Societatea Apă Canal Sibiu și Primăria Municipiului Făgăraș. Copiii au trimis în tot acest timp desene, compuneri sau poezii pe tema importanța apei la sucursala din Făgăraș. Ieri a venit momentul ca cele mai bune creații să fie și apreciate. Premierea a avut loc în sala mică a Casei Municipale de Cultură, așa că cei mai talentați copii au primit din partea organizatorilor ghiozdane, rechizite, dar și diplome. Eu m-am prezentat cu o compunere cu titlul Apa, izvorul vieții. Și ce ai vrut să spui în acea lucrare? Ce înseamnă apa? Apa este o sursă primordială a vieții. Este inestimabilă și neprețuită. Am compus o poezie cu titlul Apa. În care am vrut să arăt importanța apei în natură. Am desenat un planet, un pământul, pe foaia A3, care e continentul America, un curcubeu și o cascadă cu apă pură și oceanul, și altă planetă mai mică, care tot e continentul America, oceanul poluat și un lac plin de gunoaie. O insulă împărțită în jumate. Insula din stânga a fost poluată, cu apă poluată, cu pești morți, cu plin de pete și partea din dreapta a fost cu o casă, cu un coș de gunoi și pești normali. Ce premiu ai luat? Premiul întâi. Profesorii au fost mulțumiți de rezultatele obținute de elevi. Fiind Ziua Mondială a Apei, am încercat să realizăm lucrări cât mai frumoase, din punct de vedere artistic, cât mai elaborate, să elaborăm o plajă cât mai mare de abordare a acestui subiect și eu cred că am reușit, am făcut niște lucrări, au realizat copiii niște lucrări foarte frumoase. Drept dovadă, majoritatea au luat premiul întâi. Copiii s-au descurcat foarte bine, țin să mulțumesc pe această cale Societății Apă și Canal Sibiu, în colaborare cu Primăria Făgăraș, că ne-a dat o astfel de posibilitate nouă și copiilor. Am participat la jurizare, nu a fost deloc ușor, pentru că au fost foarte multe lucrări, copiii au muncit din greu și îi felicit. Un număr mai mare de elevi ai școlii generale numărul 5 au participat la concursul Prietenii Apei, astfel că au obținut 7 premii întâi și 6 premii doi. Ca subiecte au fost lupta împotriva poluării apei, subiectele desenelor, felul în care folosesc apa, necesitatea acesteia pentru viața de zi cu zi. Timp de o lună, cele mai reușite creații vor putea fi admirate de publicul larg la sediul primăriei. Organizatorii doresc ca acest concurs să devină o tradiție și în municipiul nostru.